Testele rapide pentru detectarea SARS-CoV-2 sunt o alternativă la testele PCR pe care unitățile medicale le efectuează. Pot fi achiziționate din farmacie, iar cei care vor să știe dacă sunt sau nu infectați cu coronavirus nu au de așteptat decât câteva minute pentru a afla rezultatul. Testele rapide, antigen și anticorp, se găsesc și la nivelul farmaciilor din județul nostru. Testele antigen au acuratețe foarte mare, ați văzut că foarte multe state europene le-au folosit, 97%. Recomandarea noastră, farmaciștilor către pacienți sau către persoanele care suspectează infecție COVID-19, ca aceste testări să nu și le facă singuri acasă, în ideea în care să nu obțină un rezultat eronat. Întâlnim situații destul de dese în care persoane mai în vârstă, care nu știu să-și recolteze, cu siguranță nu pot să recolteze, deschid testul, încearcă să-l folosească, nu știu cum să folosește soluția tampon și ajung la rezultate eronate. Deci ideal ar fi să-și achiziționeze acest test și eventual să spune medicul de familie care poate să-i recolteze oricând. Testele rapide se găsesc și în farmaciile din județul nostru. Din păcate simțim și noi în farmacie că în județul nostru deja sunt destul de multe cazuri și atunci și cererea de teste este destul de mare. Diferența de cost între un test antigen și un test PCR este foarte mare. Testele rapide antigen se găsesc în farmacii la prețuri cuprinse între 30 și 50 de lei, iar cele de anticorpi sunt în jur de 30 de lei.